care este sigur că am fac mai multe în aceeași sală și pe emoții mai mari de primoare. Tot bucuri părăsindu-i la mine cu cealaltă. De data aceasta nu pentru a celebra la 2015 și 70 ani la nașterea Prețului și pentru a comemora trecerea lui la Domnului. Se spune, nu știu cât de potrivit de numai asta în post, dar se spune că, în ciuda tuturor așteptărilor, criticii liberali se mântuiesc. Însă sunt condamnați să citească în veșnicie copiii de doamne producție. Și de aceea și pentru că am niște circunstanțe personale care de fapt nu au spus, mi-am trecut pe curând și mama și tatăle, și n-am putut veni în colecție învățate astăzi, vă cer dorința de a actualiza un text pe care l-am publicat la vremea respectivă în suplimentul literar al Ziarului Lumina și care se numea Ființa Poetului și Poetul Ființei. Era ocazionat de naștere. Și o să încerc să dezvolt în măsura care poate fi celălalt. Fără a fi unit în literatura română, cazul lui Daniel Turcea rămâne totuși singular. Rare sunt acele situații de combustie existențială atât de completă în apăsătorii ani ai deceniului 7 din secolul de curând încheiat. Poate doar Nichita Stănescu și din prima zile spun și acum îmi vine minte doar ca măsură Dai Evanghelul la Brașov și, bineînțeles, într-un alt registru, să mai fi ars cu atâta păutată la ambele catedrale bune. Născut la Târgu Jiu în 1945, într-o familie cu o îndelungată tradiție preoțească, Daniel Turcea moștenește de la mamă viitoarea matematică a viitorului arhitect. El a absolvit Institutul în 1968. Impregnată însă această viitoare de Duhul Dumnezeului care nu l-a părăsit niciodată și l-a salvat adesea. De exemplu, la 15 ani, bonat de astfel, stelină. Apoi, iarăși, ca prin minune, în momentul absolvirii, când o ultimă și, într-un fel, providențială criză, îngăduie să nu mai plece unde fusese repartizat, și anume la Reșița. Dar, desigur, și în cele două săptămâni pe care le-am numit agonice și care precede convertirea lui, adică în putere, în întoarcerea fiului risipitor. Există un contur elegant și precis în poemele lui, chiar și numai în cele repudiate, nu știu cât de drept, din entropia, și care i-ar fi putut ajudeca fără dubiu un loc în față în istoria liricii contemporane. Vă dau un exemplu, citez. Dar închipuiți-vă o răsturnare de șiruri, pedalând de biciclete în evoluție lentă, aproape de feminitate, curba alunecând de plăcere a timpului, împlinit și părând de axe și rostul în translație, agilitate, am chiar citat-o, din cintoarea întinderea vieții. Mulți ar fi mulțumit doar cu atât și n-ar fi greșit, pentru că hermetismul geometric, panteismul, puritatea formală, fac oricum un proiect crizabil, dacă vreți, în descendența unui Malarmel sau unui Bancu. Și aici sunt de acord și nu vreau să o completez, dacă am atât rachet în 2003-2003, nu doar că crilanele neutică sau ochelanii de răcură sunt greșit aleși, sunt incomplexe, pentru că a spune despre Daniel Turcea că este poetul omului și atât e prea puțin. El este și asta, dar nu este numai asta. Și atunci nu putem reduce doar la atât, dacă vreți, ca în cazul marilor personaje balzaciene, acele personajul arestant în genunea, care sunt mai mari ca dimensiuni decât în natură și care au, desigur, întotdeauna o dominantă psihologică, dar au și trăsături care nu contrazic sau oricum completează dominanta și care îi fac de o complexitate de diamant cu mai multe față. Ăsta cred că e cazul Daniel Turcea. Nu putem reduce doar la o etichetă, oricât de generoasă ar fi ea.
de voi termetic sau onibic sau panteist sau așa mai departe. La Daniel Turcea e însă mult mai mult decât atât. O sete ontologică irepresibilă îi determină destinul și am apăsat pe multe destin, înțeles atât ca biografie și vă dau un detaliu. Obține nota 9,95 la admitere de la teologie, dar nu e înmatriculat din cauza dosarului. Și înțeles acest destin și ca opus magnum. Și mă refer aici, desigur, la Epifania din 1978 și care, fără voia mea cultură, a fost republicată la un dat împreună cu Epifania. Desigur că nu putea fi admintă și aici am o ipoteză personală și pe care vă propun, vă păstrez în același timp pentru mine. Fiindcă eu nu cunosc cel puțin literatura franceză atâta cât e cea la care am acces, sunt ca similare. Există toți creștini și în mare suprafață. Însă nu există un astfel de caz, dacă vreți, de detentă mistică. Și poate că, într-un fel, entropia era necesară. Poate că Epifania nu s-ar putea explica fără entropie. Că atunci când e nevoie să atingi fundul apei ca să poți sări deasupra. Poate că ele se leagă într-un mod profund și existențial. Ca, să zicem, convertirea lui Salul în mare de Pată. Așa înțeleg eu, așa că îi văd, sau îi citesc și puțin. Nu putea fi adminte. A trăit puțin, cristic, iubind și cercetând viața, miracolul ei nefabil. Citesc din nou. O, de-ați ști ce înseamnă neutrina, ce înseamnă transparența vieții. Și-a acceptat suferința cu un zâmbet de mucenic, fără un geamă de durere în cap. Și-a intrat în moarte precum într-o grădină. Citesc din nou. Îngropați morții ca pe semințe. Nu te așa. Se grăbea să publice, înainte de sfârșit, ca într-un fel de cursă contra cronometrului. De aceea, etichete procustiene și care sunt foarte lăsată în asemenea circunstanță, un tragic, prematur, absurd, și mai departe, nu se potrivesc acestei treceri, pentru că vorbim de o trecere. Și este o trecere luminoasă și imperială, aș zice, în împărăție. De exemplu, se știe că Părintele Sofian, pentru a-i administra ultima împărtășanie, s-a îmbrăcat cu toată veșmintea. Și citind asta, mi-a venit în minte, sunt împărăcat dacă greșesc părinte, Sfântul Vasile cel Mare umbra destul de modest îmbrăcat, dar când slujea s-a îmbrăcat precum prința al bisericii. Da, a plecat imediat după Sfânta Liturghie. Da. Deci în veșminte și da, toate veșminte. Mătelul pe care nu-l potrivise. Da. Ar fi împlinit la 28 martie 70 de ani. S-a mutat însă la posta lui Hristos. Posteritatea literară și biografică, și aici merită o mențiune aparte Părintele Negrescu, pentru că volumul privit de Sora Poetului și anume lumea de Gencie, din Sfântare Excepțională. Posteritatea de așa dar literară și biografică conducea peste ani, un efect mi-a permis să eu să expun, dacă mi-am gândit, un fel de efect doble inversat. Dacă pot să spun așa, în sensul în care magnitudinea lui poetică sporește pe ce trece, mult peste, am spus eu, smerenia fragilei sale făpturi de lume. Și nu întâmplător se numără printre marii poeți, au trebuit să se numere printre marii poeți religioși ai secolului 20 de la noi și de a Iulia, deși cred eu că nu i-a fi plăcut să știe sau să vă spun asta, pentru că smerenia adevărată este singura virtute care se ignoră pe sine. Ce rămâne din ce nu mai este? Frumusețea unui vers și melancolia unui epitaf. Versul ar fi cerul e o pasăre în Dumnezeu, iar epitaful fie în pământul ochilor iertat. Dumnezeu să-mi iertă. Mulțumesc.